Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Un independent plănuiește să ajungă în Parlamentul European. La prima vedere are aceleași șanse ca Don Quixote în campania de a cuceri lumea. Nicu Ștefănuță a plecat din Sibiu. E singura asemănare cu președintele Klaus Iohannis. A studiat la Viena, apoi a ajuns diplomat la Washington. A văzut din interior cum e reprezentată România în instituțiile europene. S-a rușinat, s-a revoltat și a intrat în politică. În 2019 a fost ales europarlamentar pe listele USR. A văzut din interior cum moare democrația într-un partid. S-a rușinat, s-a revoltat și a plecat din partid, nu din politică. Acum s-a aliat cu verzii și încearcă să dea Europa pe brazdă. Ce e putred la Bruxelles? Are soluții pentru fermieri? Oferă Europa credit tinerilor sau doar credite cu dobânzi sufocante? Ce șanse are Klaus Iohannis să obțină o funcție înaltă în UE? Aflați imediat toate răspunsurile. Începem. Domnule Ștefănuță, bine ați venit la Insider Politic. Bine v-am găsit. Vă anunț din start că n-aveți nicio șansă să ajungeți în Parlamentul European. Eu vă anunț din start că strategia mea este de victorie. Vă anunț din start că în țara asta sunt foarte mulți oameni care nu sunt reprezentați, sunt foarte mulți tineri care nu-și aud prioritățile în politică și eu cred că am o șansă foarte mare. Lupt, de fapt lucrez la victorie. Haideți să vă spun puțină istorie. De când am aderat la Uniunea Europeană, au fost doar doi independenți care au ajuns în Parlamentul European. Trei. Elena Băsescu, care a ajuns în Parlamentul European pentru că Mircea PDL... Diaconu și Laszlo Tökes. Exact, pentru că PDL i-a donat voturi. Mircea Diaconu, pentru că a fost într-o campanie de victimizare când a fost scos de pe listele PNL. Și Laszlo Tökes, care a fost susținut de UDMR. Deci, un independent pur sânge în Parlamentul European, România n-a trimis niciodată. Eu rețin din introducerea dumneavoastră că trei independenți au câștigat. Unul din ei chiar în momentul în care UDMR-ul a intrat în Parlamentul European, deci tot atâția maghiari au dat și un independent în plus. Mesajul meu este următorul. Este foarte posibil, sunt alegerile în care un independent are cele mai multe șanse, dovadă și aceste trei succese din trecut. Deci nu trebuie să faceți pragul electoral de 5%, aveți nevoie undeva de voturi în jur de 3%. Am nevoie de 218.000 de voturi, 218.000. Dacă la o prezență, să zicem, aproape de 40%. Uh-huh. Deci v-ați calculat foarte precis. Bineînțeles, v-am zis că merg la victorie. Cui vă adresați? Mă adresez odată tinerilor în care reprezintă un segment foarte, foarte mare din România. 18-35 sunt aproape 3 milioane jumate de români. Sunt 500.000 de tineri care au împlinit de la ultimele alegeri vârsta de vot. Le pasă dar de nu politică? Numai lor, scuze, nu numai lor. În sectorul din care fac și eu parte, 30-50, sunt foarte mulți oameni care nu mai cred, nu mai au cu cine vota. Sunt oameni cărora le pasă de calitatea vieții. Aici în București, care respiră noxe, care respiră poluare, care ar da de mâncare sănătoase copiilor lor. Sunt oameni cărora le pasă de a trăi bine în țara asta. Deci este un electorat destul de mare, dacă mă întrebați pe mine, este vorba de câteva milioane. Și din aceste câteva milioane sperați la 218.000 de voturi. Da, nu mai pare chiar așa Don Quixotic, să zicem, nu? Da, pe hârtie nu mai pare, însă eu totuși mă bazez pe realitatea de la urne din ultimii ani și pe nepăsarea tradițională a românilor când vine vorba de a-și decide viitorul. Vreau să vă contrariez despre nepăsare. Generația Z, generația tânără de acum, este una care îi pasă foarte, foarte mult. Credeți? Da, este o generație care este foarte, foarte aproape de sentimentele ei, înțelege prioritățile ei, de care clasa politică nu vorbește deloc. Să vă spun care sunt prioritățile tinerilor de acum. Este o criză socială în România. Știți acest lucru? Știți că un tânăr nu-și mai permite o casă, nu-și mai permite un apartament? Că în introducerea noastră ați vorbit de credite. Care credite? Cum crezi că poți să iei un credit când tu ai contract de muncă pe perioadă determinată, nu de nedeterminată, când ești plătit la negru, când sau ești plătit la 2 auto. Ani, când din criză încoace din pandemie nu mai angajează nimeni decât pe contracte de colaborare ca să-și plătească singur contribuțiile la asigurări sociale, de ei ce viitor le asigurăm lor? Și atunci, dacă nu vorbește nimeni, eu mi-am propus să vorbesc de chestiile astea și numai să vorbesc și să și fac. Lucrez pentru locuri la cămine, fac demersuri, da, sunt europarlamentar, dar nu mă oprește nimic să mă duc peste Consiliul Județean și să zic, de ce n-ai construit cămine, de ce n-ai construit locuințe sociale pentru tineri, primăria asta, de ce nu faci parteneriate, poate, ca dacă tot se ridică atâtea blocuri, o parte să fie dedicată tinerilor și locuințelor sociale. Sistemul acesta este în Franța, spre exemplu. Sau în Viena. Mm. În Viena mai este un sistem, de exemplu, de constituirea unui fond suveran din
cele mai mari averi ale vienezilor. Suntem în țara în care domnul Țiriac plătește același impozit ca ultimul student. Nu este totuși normal. Deci susțineți impozitul progresiv. Nu asta spuneam, dar se poate considera ca top 0,5% averi, un calcul al grupului verzilor din care fac parte. O simplă impozitare de 1% ar aduce atâția bani la buget cât tot bugetul pentru educația al țării. Atât de mulți da? Bani? Da. Din ce ați vorbit până acum, pare că vă orientați către politici de stânga, deși dumneavoastră ați făcut parte dintr-un partid de centru-dreapta, USR. Da, partidul, când am fost eu în USR, era un partid care era mult mai progresist decât este el astăzi, cu mult. Avea și această latură progresistă. Da, USR s-a schimbat foarte mult. Este și motivul pentru care nu mai sunt astăzi în acel partid, nu mă mai reprezintă. De ce ați plecat? USR a devenit un partid libertarian, de dreapta clasică. Mulți ca mine, care erau mai progresiști, mai moderni, nu ne mai regăsim în acest partid. De ce ați plecat? Din cauza aceasta, a ideologiei? Da, deci USR-ul nu mai este ceea ce a fost acum 6 ani, de departe. S-a și văzut, mii de oameni au plecat, alte sute au fost dați afară. Este ca o căsnicie toxică. Nu puteți să-mi cereți să rămân în aceeași căsnicie cu femeia care m-a înșelat, care nu mai este cine a fost. Nu mulțumesc, sunt foarte mândru de plecarea mea și de calea pe care am luat-o, afirmată în familia verde europeană, cu politici progresiste, cu politici moderne, cu politici pentru tineri și ca zis de stânga. Da. Nu este o rușine în țara asta să fii de centru stânga, de exemplu. Nu e nicio rușine. Dar stânga este asimilată cu PSD în România. PSD-ul nu este un partid de stânga. PSD-ul este un partid feudal conservator. Se vede la vot în Parlamentul European. Chiar acum a fost... Prin ce? Mai exact. Da, vă dau două exemple. Legea pentru refacerea naturii, care cuprindea, de exemplu, obligația să nu mai tai spații verzi în orașe, PSD-ul a sabotat. Fie a votat împotrivă prin câțiva deputați, fie alții nu s-au prezentat strategic la vot, că se mai poartă și chestia asta. În ziua da, votului, exact, da? În ziua votului, important, toată lumea se îmbolnăvește ca să nu dea față cu electoratul. Păi familia lor electorală, adică toți socialiștii din Parlamentul European, au votat pentru, ei nu. Păi ce partid de stânga e ăla? Scuze că zic. În România, stânga este pur și simplu un culoar gol în acest moment. Nu este nimeni pe el. Și nu este rușine să fii de centru stânga, pentru că socialul este criza numărul unu din România în acest moment, în toate categoriile. Inflația, prețurile la mâncare, prețurile la locuințe, bursele care nu sunt plătite, transportul public pentru studenți și elevi, care la fel nu este plătit. Sunt chestiuni sociale. Și atunci, de ce să nu vorbim de ele? De ce să ne ascundem în spatele unor ideologii? Și scuzați-mă, de când e dreapta pură, vezi, doamne, Arhanghelul Mihail și stânga Balaurul? Pentru că a fost această egalitate între PSD și asta, dar nu este așa. În România, foarte mulți tineri se consideră că statul trebuie să intervină în favoarea lor și ei, în acest moment, nu sunt reprezentați. Un tânăr din Paris, din Viena sau din Bruxelles poate să-și ia un credit pentru un apartament, pentru o casă? Îmi pare rău să zic, dar soluțiile nu sunt numai la credite. Iertați-mă că zic, dar credite au luat-o prin acoperiș. Adică dobânzile au crescut mai mult decât oricând. Nu este posibil atunci să vorbim numai de soluții ce au de-a face cu credite. În condițiile în care noi toate locuințele sociale le dăm pe prietenii la primării, da? Așa se dau ANL-urile și alte locuințe sociale. Nu se dau la tinere familii, la familii de care au nevoie. Care și atunci, nu-și permit chiar o casă. Și atunci parte din soluție trebuie să fie și asta, de ofertă de locuințe sociale de calitate. Ați spus de modelul francez, eu am studiat modelul vienez, în care se construiesc de primărie sau în noile, sau sunt parteneriate chiar cu dezvoltatorii, în care zice primăria, bine, eu strag apa, îți trag curentul, îți trag șoseaua, da? Dar tu ce mi-oferi mie, comunității, mi-oferi 10% locuințe sociale? Că până la urmă noi plătim pentru apă, curent, drumuri, pentru acele noi... Da, sunt făcute din bani publici. Da. Și credeți că va prinde în România această idee de locuințe sociale? Dezvoltatorii din România construiesc blocuri între case și blocuri între blocuri, cel puțin în București. Nu cred că vor fi foarte încântați de această idee de a dona o parte din profit către stat sau către familiile nevoiași. Pentru că până acum nu au trebuit. Pentru că până acum a mers buna înțelegere cu politicienii, da? Vreau să, nu știu, am fost în Parcul Iore de dimineață, înainte să vin la emisiune. Și am făcut o acțiune acolo unde este jaf, efectiv jaf
pe... Da, s-au retrocedat pe câteva hectare de teren. Este jaf, însă ce s-a întâmplat după retrocedare, nu? Acele incendii nenumărate, care au apărut tăierile, tăierile cu burghiu, omorârea a mii de copaci, este ceea ce se numește un ecocid, adică o crimă împotriva naturii. Și am văzut ipocrizia că PNL avea corturi acolo de strângere de semnături să salveze parcul. Păi iertați-mă că zic, dar aceste partide sunt în gașcă cu mari dezvoltatori imobiliari. Așa că nu vreau să-i pun pe toți la o lată, că sunt unii sunt care oameni corect, sunt foarte moderni și foarte responsabili și pentru sustenabilitate. Dar ce vedem acolo este furt. Și dacă mă întrebați dacă sunt de acord sau nu, îmi pare rău, așa funcționează politica modernă. Așa trebuie să fie politica modernă, în care statul vorbește cu întreprinzătorii și găsește soluții la ceea ce îl interesează pe el și pe cetățenii lui. România este un stat privat, din păcate. Statul servește servicii private pentru prieteni politici. Cine sunteți dumneavoastră, domnule Nicu Ștefănuță? Eu sunt un om care crede în dreptate, vorba lui Pitiș. Sunt un frate tânăr care crede în dreptate. Îmi place foarte mult acea melodie. Sunt un om care a învățat toată viața, care a tras toată viața, pregătindu-mă pentru un rol în societate. Am simțit mereu că vreau să joc un rol în această Românie și m-am inspirat de la modelele pe care le-am întâlnit în străinătate, în alte locuri. Am învățat toată viața, vorbesc foarte multe limbi străine, mi-a plăcut chestia asta. Sunt sibian, nimeni nu e perfect, mă iertați, știu că toată lumea pune echivalență. Dar știați de Klaus Iohannis când erați în Sibiu? Evident, și toată lumea ar stima în Sibiu, ca primar, a făcut lucruri cert bune. Da, și înainte să fie primar, era o figură notabilă, da, în oraș? Fiind în diverse germani, cluburi de fizică, era cunoscut ca prof, da, de fizică și ca inspector școlar în anii 90. Deci n-a venit de nicăieri așa în fruntea primăriei? Nu, a fost un personaj stimat constant de-a lungul timpului. Și apoi, după ce v-ați terminat liceul în Sibiu, nu? Unde ați la facultate? Am mers la Timișoara. Ați ajuns la un master la Viena, da? Da, da. Am mers apoi în străinătate. Mi-am dat seama că nivelul educației din România nu era în acel moment, era destul de jos. Îmi pare rău să o zic. În plus, nu m-am simțit niciodată economist. Am vrut mereu să fac ceva public. Așa că m-am dus în direcția diplomației, meserie pe care am exercitat-o la Bruxelles peste 15 ani. Ați fost reprezentantul Parlamentului European în relația cu America, da? Și ați trăit o vreme la Washington. Da, cum ați ajuns în Parlamentul European sau în această funcție? Eu am fost funcționar european prin concurs. A stat concursuri ca să ajungeți, da, primul în acest concurs job, pentru, da, primul concurs pentru români și bulgari în 2006, pe care l-am câștigat. Am fost chiar primul, cred, pe lista respectivă, da. Și am devenit funcționar european o bună perioadă de timp. A fost o carieră frumoasă, dar a fost și o carieră frustrantă, într-un fel, pentru că vedeam reprezentanții politici, primul rând, da, ai României. Adică miniștrii noștri și care frustra. Veneau la negocieri la Bruxelles. Da, mă frustra. Am zis, băi, asta e calitatea României, serios. Asta e tot ce putem să dăm. Și ce s-a schimbat în 15 ani? Din sau 20 aproape. Nu s-a schimbat mare lucru. Aș putea spune că garnitura de acum, de europarlamentar, parcă este mai bună decât în alte legislaturi trecute. Parcă reușim să punctăm un pic mai mult la nivel european, tot nu suficient de în forță cum ar trebui. Noi ar trebui să avem o putere politică mult mai mare la nivelul Uniunii Europene. Suntem un stat mare în Uniunea Europeană. Da. Și pentru că nu ne-am scăpat de niște metehne. Mă gândeam acum în cazul Schengen. Nu puteai să-l trimiți pe domnul Bode să negocieze în Austria. Nu știe limbi străine, adică știi, niște necesități de bază, tot nu reușim să scăpăm de ele. Adică că mă întrebai de istorie, totdeauna m-am pregătit pentru ceea ce este nevoie. Am stat în afara politicii ca funcționar, observând. Este nevoie de foarte multe capacități. Politica este foarte grea. Este enorm de grea. Este un domeniu energofag care te rupe, mai ales dacă ești principial. Dacă ești sclav sau cărător de genți, reușești mai mult în politica românească. Ați ajuns la Washington. N-aveați acest vis american de mic? Ba da. Și de ce n-ați rămas? Am plecat de altfel la 17 ani prima dată în state, într-o bursă la liceu. Și America mi-a pus în inimă, mi-a sădit în inimă respectul acela pentru democrație și pentru dreptul omului. Să te duci în judecată, să-ți aperi dreptul. Mi-a plăcut mereu libertatea asta și faptul că cetățeanul e important.
Deci a fost un vis. Apropo, am candidat de 5 ori pentru acel post ca să-l obțin. A fost o bătălie foarte mare, nu am avut susținere politică, dar a 5-a oară mi-a reușit. Asta le spun tinerilor mereu, că trebuie să fie foarte, foarte consecvenți și să se bată pentru ceea ce își doresc. Cât ați stat în America? În America? În total am trăit 3 ani din viața mea. O dată student la liceu, o dată la un master în Georgetown, o mare universitate Georgetown americană, da, Washington. Din Washington, și a 3-a oară ca diplomat european. Și v-ați întors ca să intrați în politică în România, să candidați pe listele PUSR Plus pentru Parlamentul European. Nu am plecat niciodată de acasă, să spun sincer. Eu să rămân la bază un tânăr din Sibiu, așa mă consider eu, un tânăr din Sibiu, cu toate elementele care vin de acolo. Am învățat o anumită cultură, îmi place foarte mult diversitatea, multiculturalitatea, nemți, sași, maghiari, romi. Pentru mine sunt toți frați, pentru că fac parte din această țară. Și îmi place sentimentul ăsta și încerc să propun o politică altfel în România, care ține cont și de această diversitate. Ați încercat să intrați într-un partid tradițional, mainstream, înainte de USR? Ați bătut pe la porțile PSD, PNL, PDL de la vremea aceea? Nu, pentru că mi-am dat seama că traiectoria de acolo era una foarte clasică. Pentru un tânăr ar fi însemnat să faci curte unui politician vechi, ani întregi, până te opune ăla pe o listă. Cam așa era politica în anii 2000-2010. Și acum, în mare parte, funcționează. Da, faci un fel de practică nedeterminată la unul, neplătită, la un deputat, la un șef de Consiliu Județean și poate într-o zi te va pune pe listă. Dar mi-am dat seama că aceasta ar fi un pericol, pentru că îți schimbi principiile. Toți cei care fac acest lucru și zic aștept eu până ajung și când ajung îmi amintesc de principii, de fapt greșesc, că tu vei fi un om schimbat. Bun, și ați așteptat acest partid nou numit USR Plus. Da, în 2016 nu am mai stat deoparte, în schimb. Nu mai stătusem deoparte, de fapt, am fost funcționar, dar am participat la protestele pentru Roșia Montană. Am organizat săptămânal meeting-uri. Mi-am luat acest rol de lider. Acum s-a întors acest proces, pare să împotriva României. Trebuie să plătim foarte mulți bani. 2 miliarde de euro, spune guvernul. Dumneavoastră, dacă semnați un contract care este dubios și care este făcut cu mari pagube pentru țară, cine este de vină? Cel care a pus semnătura sau oamenii care s-au revoltat pentru clauzele lui? Cel care a pus semnătura. Deci, de ce să învinovățim strada? Nu, de ce să învinovățim oamenii? Mie mi se foarte clar. Nu, învinovățiți pe oamenii politici care au negociat în defavoarea României și în defavoarea statului. Despre asta este vorba. Acel contract era foarte păgubos și în privința redevențelor și în privința crimelor de mediu care se făceau acolo. Sunt în contact cu oamenii din Roșia Montană, cu Sorin Jurcă, cu alții, Claudia Apostol, toată mișcarea Unit Salvăm, am fost în mijlocul ei. Știu despre ce vorba. Asta apropo și de USR. Eu nu am uitat niciodată de unde s-a născut acest partid, din stradă, și că îi datorează străzii totul, inclusiv numele, inclusiv brandul, inclusiv existența. Deci, mă rog, asta despre devenit partid clasic versus ce trebuia să fie. Și da, am așteptat până atunci, pentru că atunci promitea și foarte mulți oameni de bună credință au crezut că va fi ceva altfel. Acum, în fața Parlamentului European, vedem proteste de amploare, tractoare, pluguri. Au ieșit fermierii europeni să protesteze, au ieșit și prin România. Ce soluție aveți pentru aceștia? Oamenii au dreptate să protesteze. De ce? Pentru că puterea de cumpărare a fermierilor, adică banii pe care îi au să-și cumpere lucruri, a scăzut mai mult decât cei care lucrează în servicii, care lucrează în industrie. Fermierii au fost cei mai afectați de inflație. Toți, din toate categoriile, alături de studenți și de tineri. Și o să explic de ce. În același timp, vreau să spun niște lucruri. Eu lucrez cu asociații de fermieri mici. Eco Ruralis este organizația cea mai mare de fermieri mici din România. Fermierii mici sunt 90% din fermieri. Ei se numesc țărani. Ei înșiși se numesc țărani pe ei înșiși. Să nu se consideră că e o derogatorie sau ceva. Nu e un termen peiorativ. Nu. Și acești fermieri mici au alte priorități. Și v-am zis că România este un stat guvernat de mari corporații, mari interese. În domeniul agriculturii, România este dominată de insula Marea Brâilei, 66.000 de hectare, cea mai mare fermă din România. Nu din Europa, din Europa. Nu toți fermierii din România au aceleași probleme. De exemplu, fermierii mici pot fi ajutați cu niște ajutoare în plus față de subvenție, că eu înțeleg că ei au 2-4 hectare, până la 10 hectare. 90% din fermieri au până la 10 hectare.
Ei, dacă faci agricultură cu până la 10 hectare, tu produci mai natural, produci local, produci pentru piață și atunci ei ar trebui să fie ajutați, și am scris ministrului agriculturii, să fie ajutați cu subvenții suplimentare de la stat. Tot ce primești de la UE, cele 20 de miliarde, e foarte mult, sunt bune, dar insuficiente pentru micii fermieri. Ei ar trebui să primească în plus și statul are posibilitatea, poate să o facă, dar nu o face. Adică să suplimenteze acest buget din bani publici. Da, asta este regula europeană, că noi avem o politică agricolă comună, da? Tu primești subvenția pe hectar sau pe ce ai, pe animale sau pe ce e preocuparea ta și mai poți primi de la stat dacă ești în zonă defavorizată, dacă produci natural, dacă produci mâncare bună, fără pesticide. Este o mare chestiune în România, chestiunea pesticidelor. Micii fermieri nu-și doresc pesticide, apicultorii nu-și doresc pesticide, cei care consumă aici în București mâncare nu își doresc mâncare otrăvită. Deci e o problemă între cei care au foarte multe hectare, da, de teren, după mine, dar marile corporații, fie... și cei care au câteva hectare și care încearcă... Este ok că sunt mari baroni care primesc bani pe stuf în România, cum este Paul Stănescu? Este ok că se fac mânării de acest gen? Păi și se poate da subvenție diferențiată? Da. Există o De exemplu, eu nu sunt de acord inițiativă cu această subvenție care se acordă tuturor fermierilor, așa cum spuneți și dumneavoastră, pentru că, până la urmă, dacă eu îmi fac o fabrică de papuci, de ce să nu primesc și eu subvenție la Uniunea Europeană? E o afacere, nu? E un business. Aici este de discutat. Politica agricolă comună are un motiv pentru existență. Dacă nu ar fi politica agricolă comună, nu ar mai fi fermier, noi nu mai avea mâncare. Da, nu cred asta. Acum 20 de ani nu existau subvenții europene, sau cel puțin nu erau la nivelul dacă acesta. Dacă militați pentru eliminarea subvențiilor europene, nu, să știți că majoritatea fermierilor se vor opune și mai mult decât o fac în acest moment. Nu militez pentru subvenții corecte. Subvenții pe care să le văd totuși în prețul de la raft. Pentru că dacă eu subvenționez o bună parte din munca ta, mă aștept să nu fie prețuri prohibitive. Pentru că în urmă cu 20 de ani, când nu existau subvenții europene, puteam totuși să-mi cumpăr un pachet de unt. Acum pachetul de unt este foarte scump. Nu pentru mine, pentru majoritatea cetățenilor. Credeți-mă că înțeleg foarte bine problema. Părinții mei vin din zootehnie. Sunt sibian, bunicii mei au fost ciobani. Părinții mei sunt în zona de zootehnie. Mama a crescut păsări. A dat faliment atunci când a venit valul de produse din extern, da? Când s-a importat masiv ouă din Polonia. Cunosc foarte bine. Când a fost criza soia și au crescut prețurile în 2007-2008, s-au dus la 200%. Fermierii români au nevoie de protecție, au nevoie, sigur, de politicile agricole comune, au nevoie de subvenții. Tot ceea ce spun eu este că subvențiile nerușinate pentru mari, mari patroni, trebuie să le limităm la o anumită sumă maximă. Dom'le, dacă tot faci profit enorm, exact, din întreprinderea ta, de ce mai trebuie încă 300 de mult milioane, da, de euro sau mai știu eu cât, din subvenție pentru pajiște? Adică tot din banii pentru noștri. Pentru pajiște, și eu țin pajiște, nu faci nimic cu ea. Deci nu e ok. Cei mici trebuie ajutați. Acolo trebuie un pic de progresivitate, că tot am vorbit. Cei mici trebuie ajutați, de ce? Pentru că produc local, produc bine, produc pentru piețele locale, produc fără pesticide, produc sănătos. Mai am o ipocrizie de care că mi-a zis de ipocrizia PSD-ului și vreau să vă zic de ipocrizia AUR-ului. AUR face puncte electorale în România zicând că alimentele sunt otrăvite de la Uniunea Europeană. Dumneavoastră știți că AUR votează în Parlamentul European pentru toate pesticidele? Pentru cine? Pentru Terheș, și acum mai are un coleg, nu? Domnul Ciuhodaru. Dar ei votează constant pentru toate pesticidele posibile. Și vin apoi cu tupeu în România și zic că UE ne otrăvește. Unde e ipocrizia? Nu e acolo? De ce, da, nu punem degetul pe ea? Și mă mai deranjează un lucru. Am văzut unii fermieri sau patroni, mai știu eu cum să-i numesc, cu tractoare de sute de mii de euro care înjurau Bruxelles și Comisia Europeană. Ei luându-și acele tractoare totuși cu fonduri europene, cu subvenții, cu credite europene, etc. Așa de o parte de a înjura oamenii, pentru că eu știu că majoritatea lor au motive întemeiate să protesteze. Tot ce spun este că în categoria fermierilor din România există mari baroni, mari arendași și există talpa țării, care este majoritate. Bun. Haideți să ne întoarcem puțin la politică. Președintele Klaus Iohannis are vreo șansă să ocupe o funcție importantă, top jobs, la Bruxelles? Eu zic că România are o șansă să obțină o funcție importantă la Bruxelles. Nu România. România nu există acolo, domnule. Scuzați-mă că zic. Este vorba de un post pe care l-ar obține România. Și ar fi bine să obținem un post cu alonjă, cu putere, da?
mai ales în timpurile astea în care se complică, pentru că noi est-europenii înțelegem pericolul extern. Mulți din vest nu îl înțeleg. Și aici face diferența. Deci trebuie cineva care să înțeleagă bine politica externă și pericolul extern într-o învecinare posibil directă cu Rusia, pentru că dacă cade Ucraina, ne învecinăm cu Rusia, pentru că următoarea victimă este Moldova, știți foarte bine asta, nu doar regiunea transnistreană, ci întreaga Republică. Deci deduc, citesc printre rânduri, că România ar trebui să ia viitorul portofoliu pentru apărare al Uniunii Europene. Se vorbește foarte mult despre acest portofoliu care să-i revină președintelui Klaus Iohannis. Mai sunt concurenți acolo, mai este Radek Sikorski din Polonia, care este un candidat foarte puternic și din Est. Nu-mi dau seama, trebuie să vedem totuși rezultatul alegerilor, pentru că în funcție de asta familiile politice își vor împinge candidații. Dar e posibil ca președintele Iohannis să ocupe, spre exemplu, funcția de președinte al Consiliului European? Da. Înțeleg că din punct de vedere al calendarului ar fi mai complicat, având în vedere că Charles Michel a decis să rămână în funcție. Dacă pleca și era acel interimat de care se vorbea, s-ar putea să fi fost în avantajul lui. Cum am zis, totul depinde de jocul partidelor politice. Cine iese, cine va conduce în alegeri, cine va da un rezultat bun, de asta depinde negocierea europeană. Dar ce înseamnă o funcție cu alonjă, după părerea noastră? Păi până acum ce am avut? Am avut multilingvismul la primul mandat. Am avut comisarul european, dacă ne revine oricum. Am avut transportul, dezvoltare regională, care au fost portofolii importante. Se putea face și mai mult din ele. Dar este posibil ca să fie nevoie de ceva în domeniul externelor sau în zona asta. Deci pe această zonă mai degrabă, care are legătură cu politica externă sau regională? Sau cu politica pură. Politica pură. Ursula von der Leyen merită al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene? Eu cred că candidații noștri, Spitzenkandidat decis de Familia Verde Europeană, Terry Reinke și Bas Eickhout, merită să aibă o funcție de top în Comisia Europeană. Răspunsul meu în privința altor candidați din alte partide depinde de aderența lor la platforma de Plan Verde European, care nu este doar o platformă ecologică, este un plan economic. Ursula von der Leyen chiar, care este PPI-stă, nu e de dreapta, a susținut un plan economic. Ăsta este un plan economic pe decenii. Germania, Franța au decis că ăsta este planul economic al Uniunii Europene. De aceea, discuția de la noi este, cum să zic, este orfană. Uită despre ce e vorba în acest plan. Toată lumea zice că sunt, de fapt, numai niște condiții de mediu, ecologice. Apropo de asta, un plan economic. Dumneavoastră ați introdus acea prevedere ca 4% din terenul arabil să fie lăsat pârloagă? Nu există această prevedere și nu cred că a introdus-o. Eu sigur nu am introdus-o. Dar există, tocmai a fost dar în privința legii refacerii naturii, de care vorbiți și pe care tocmai a fost adoptată la Bruxelles, cererile sunt altele. Este vorba de refacerea unor zone degradate. Noi avem foarte multe terenuri lăsate de izbeliște. Avem păduri care sunt degradate, tăiate la zero și pe care nu mai crește nimic. Legea pentru refacerea naturii stabilește ca o parte din aceste terenuri să fie redate naturii, ceea ce e bine și pentru biodiversitate, pentru că albine nu-ți vin dacă nu crește nimic. Albinele sunt esențiale, nu trebuie să vă explic. Biodiversitatea este importantă și, by the way, apropo, există și bani în plus. Există și bani în plus, acea ecocondiționalitate se numește. Adică dacă faci chestii de astea de mediu, Uniunea te și răsplătește, nu mai te obligă. Dar știți cum a ajuns această informație în România? Uniunea Europeană le cere fermierilor să renunțe la 4% din terenul agricol, terenul arab. Putem să reformulăm. Uniunea Europeană, care include și România, că doar nu e Bruxelles-ul care a decis, cere statelor Uniunii Europene să-și refacă spațiile degradate, să refacă ceea ce a fost distrus, să refacă spațiile verzi, de exemplu, din orașe, că asta cere legea pentru refacerea naturii. Și am fost în Iore acum. Noi cum ajungem de la 10 metri pătrați de spațiu verde în București la 30, cât cere legea asta? Astea sunt gândurile la care trebuie să reflectăm. Cum ajunge jumate din bugetul pe care UE ne-l dă și care are legătură cu investițiile astea în verde, cum ajung în România? Noi ce facem? Predăm 40 de miliarde Uniunii pentru că, nu știu, avem vreun slogan anti-verde? Domnule Ștefan, chiar așa de sinucigați suntem, serios acum. Deci luăm o scurtă pauză de publicitate, apoi discutăm despre Dacian Cioloș, Mircea Geoană, Nicușor Dan și legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex. Revenim!
Ne-am întors, domnule Ștefănuță, e posibil să bateți palma cu Dacian Cioloș pentru o candidatură comună? Eu cred că vremea negocierilor a fost la momentul ei. Eu am anunțat de un an de zile că merg independent în România. Am anunțat de un an de zile că construiesc în zona verde în România, zona progresistă, zona pentru tineri. Asta fac, la asta lucrez. Am coalizat în jurul meu, am adus mici partide alături de mine, am adus organizații de studenți, de mediu, de... Asta fac. Eu cred în viitorul acesta verde pentru o întreagă generație. Viitor progresist care vorbește de politici de tineret, eu la asta lucrez politic în acest moment. Apropo de partidele verzi din România, există această nișă cumva ocupată teoretic și de două partide, cel puțin două partide cunosc eu, Partidul Verde și Partidul Ecologist. Să vă corectez, nu este o nișă. Peste 16% din români ar vota o alternativă reală progresistă verde. Sunt foarte mulți. Suntem foarte mulți. Nu sunt nișe, nu e caz izolat. Și atunci sarcina mea este să mobilizez, să unesc. Este un proiect politic. Candidatura mea este independentă, independent, dar nu singur. De ce spun că este un proiect politic? Pentru că pe victoria pe care încerc să obțin cu toți voluntarii mei, cu toți din țară, vreau să construiesc o adevărată mișcare verde și progresistă în România. Că oricum vin alegeri parlamentare în toamnă, vreau ca această mișcare să fie permanentă în politica din România. Dar colaborați cu aceste două partide? Partidul, nu știu de care zice atât. Partidul Ecologist din România și Partidul Verde sau Partidul Verzilor. Dacă aceste două partide ar fi avut o platformă onestă, verde, cu adevărat, cred că ar fi făcut treabă în cei 30 de ani sau cât de când există. Dar nu au făcut. Au fost un ataș la alte partide, în principal PSD. Uh-huh. Și nu au făcut cu adevărat politică verde în România. În plus, există și probleme legale în interiorul lor. Eu, cu istoria mea, cu voturile pe care le-am dat, cu mandatul pe care l-am livrat acum și cu tot ce am făcut în el, eu cred că sunt un candidat onest și credibil în zona asta. Credibil și în zona de politici de tineret, credibil și în politici progresiste, credibil în zona de ecologie, credibil în zona de economie. Și de aceea vreau să deci fac pas cu pas. Deci vă revendicați ca principalul standard al familiei verzilor europene. Am devenit vicepreședinte al familiei verzi europene, pe forțe proprii, fără delegație, fără sprijin de acasă. Spune asta ceva? Spune faptul că verzii europeni investesc în ceea ce fac eu în România și în coalizarea pe care o fac? Eu cred că spune. Dacă ați locui în București, cu cine ați votat la primăria capitalei? În București aș vota cu Nicu Șordan, pentru că este candidatul care răspunde cerințelor mele de spații verzi, de protejarea patrimoniului, de implementare de transport public, pentru că este extrem de important ca Bucureștiul să aibă transport public eficient. Și în orașul ăsta n-a mai fost material rulant nou de 30 de ani. Erau tramvaiele alea rușinoase care dârdâiau din toți porii și din toate încă mai sunt cuiele. Și în sfârșit, au început să se schimbe. Mi-aș dori să facă și mai multe treabă, și mai rapid, și mai eficient, dar din ceea ce se vehiculează acum pe piață, mi se pare candidatul care răspunde priorităților mele. Candidatura lui Sebastian Burduja din partea PNL sau o posibilă candidatură sau cel puțin politica pe care o face Sebastian Burduja ca lider al PNL București, cum o vedeți? Pentru că e un lider de profilul dumneavoastră, a studiat în străinătate, s-a întors în țară, s-a implicat în politică. A zice totuși că nu suntem la fel. A zice totuși că nu suntem la fel, clar, ideologic nu suntem la fel. În rest, despre PNL București, am început spunând că mi se pare o ipocrizie faptul că strâng semnături să salveze un parc la prăbușirea căruia au contribuit, nu? Deci, altfel, aveți o opinie bună despre Sebastian Burduja sau nu? Nu am o părere neapărată despre el. Dar despre comasarea alegerilor și această listă comună PSD-PNL, ce credeți? Apropo, vi se pare normal ca orice coalizare să se facă? Că m-ați întrebat de unificare și coalizare. Mi se pare normal ca dreapta și cu stânga să aibă listă comună? Se decide românii la vot, dacă le place. Mi se pare normal că USR este în aceeași familie cu cei care au sprijinit referendumul pentru familia tradițională? Dumneavoastră n-ați fost la acel referendum? Evident că nu a fost. Ar fi fost o rușine să particip la acel referendum. Era o schemă a lui Liviu Dragnea, politică, și în al doilea rând era o clară palmă dată unei întregi
populații din România. E ca și când zic, tu nu contezi 9%, 10% din România, tu nu ai drepturi, marci de aici. Cum e posibil așa ceva? Dar altfel, dumneavoastră, sunteți practician de familie tradițională, sunteți căsătorit, aveți și un copil? Ce legătură are dacă eu sprijin... Nu, ca să întregem tabloul. Dacă eu sprijin, nu știu, să zicem, persoanele cu dizabilități, nu înseamnă că trebuie să fiu eu însumi sau... O persoană poți să ai empatie, poți să, ai, să înțelegi o întreagă comunitate, nu? Așa mi se pare normal. D'acord. Că altfel, dacă le luăm pe segmente, când îți vine ție rândul, Zacman, cu pleată, dacă avem ceva împotriva moldovenilor cu pleată, mai știu și eu, sau au fost timpul, nu? În care oamenii cu partidul te voi atuns. Te voi atuns, nu? Nu. Trebuie să fim empatici la problemele oamenilor care nu sunt ca noi. Nu trebuie să reacționăm doar când e vorba de noi. Pentru că atunci când va veni rândul nostru să fim luați la 11 metri, s-ar putea să nu ne mai sprijine ceilalți. De obicei, politicienii care au familie, sunt căsătoriți, au copii, încep discursul cu aceste detalii, spunând că susțin drepturile persoanelor de același sex, dar acolo la ei acasă, în dormitor. Este o părere foarte răspândită și acum să nu fiu ipocrit. Când am avut 17 ani și eram un tânăr de la Sibiu, poate și eu aveam o părere similară. Faptul că am fost expus în lume, am văzut oameni, am întâlnit oameni, am început să înțeleg, ajută. De asta încerc să fiu un politician care și educă un pic, adică care vorbește de temele astea care sunt interzise în România, da? Doamne ferește să vorbești de educație sexuală în România, dar noi suntem țara cu cele mai multe minore gravide, minore de 14 ani gravide. O treime din toate sarcinile de minore din Uniunea Europeană vin din România. Și noi, în secolul 21, în 2024, ne mai ferim să vorbim de un subiect atât de banal cum e educația sexuală. Ați fost surprins când Elena Lasconi a spus chiar aici, pe acest scaun, că s-a prezentat la referendum pentru familia tradițională și a votat da? N-am fost surprins pentru că am mai văzut acel răspuns de mai multe ori, am și reacționat la el, am dat variantele mele de răspuns, cum aș fi răspuns eu, am fost doar dezamăgit. Dezamăgit, dar cu toate astea au fost mai mulți colegi de dumneavoastră din USR la vremea aceea care s-au dus și au votat pentru familia tradițională la referendum. Probabil, nu știu, dar este clar că, mă rog, eu am fost mereu în zona asta progresistă, în zona asumat progresistă și pentru mine acel referendum a fost o rușine națională și e bine că a picat. Asta este o bilă albă, nu? O bilă bună pentru România, că a înțeles acel lucru. Și n-am înțeles, de exemplu, de ce doamna Lasconi a insistat asupra acestui subiect. Acum fiecare are convingeri intime, da. Nu putem să le călcăm în picioare. De altfel, ca să concluzionăm, ați susține căsătoria persoanelor de același sex? Da, pentru că este o chestiune de legalitate, de drept. Dar înainte să vorbim doar de ceea ce îi oripilează poate pe oameni pentru că nu înțeleg, știți când în filantropica se spune, domnule, era o frază de-a lui Dinică, care spunea, nu urâți ceea ce nu înțelegeți. Nu urâți ceea ce... Ți-amintești? Da. Nu urâți ceea ce nu înțelegeți, domnule. Cam așa este și asta. Nu urâți ceea ce nu înțelegeți. Este vorba de copiii voștri. Copiii voștri. Mie îmi scriu părinți și îmi scriu așa, Nicu, știu că tu vorbești de subiectele acestea. Ce să fac cu băiatul meu care mi-a zis că iubește pe altul? Să-l bat? Să-l trimit de acasă? Așa îmi scriu. Crede-mă. Și zic, nu, să-l iubești. Este copilul tău. Cum adică să... Eu nu pot să-mi imaginez. Eu am o fată de 4 ani. Nu pot să-mi imaginez orice situație în care să nu mai iubesc. Deci nu pot. Efectiv nu pot. Și mai mult de atât, este o chestiune și de drepturi. Că toată lumea se gândește că e vorba de sex. Nu e vorba de sex. Sex e ultimul aspect la care este important aici. E vorba de drepturi. Schiau oameni în pandemie care erau parteneri. Eu nu pot să-mi văd partener un spital la ATI pentru că eu în ochii statului român nu exist. Nu sunt nimic. Nu sunt nici partener civil, nu? Că asta ar trebui măcar să începem cu asta. Nu sunt nimic în ochii statului. Iubitul meu, persoana cea mai importantă din lume, moare și eu nu pot să văd. Moare și nu pot să moștenesc proprietatea în România. Despre asta e vorba. Că și într-o viață de familie nu e vorba numai de sex, e vorba de proprietăți, e vorba de ceea ce facem. De a fi împreună și așa mai departe. De plătit taxe. Domnule Ștefănuță, aș vrea să schimbăm puțin perspectiva și să-mi explicați ce poate să schimbe un suveranist în Parlamentul European. Să luăm acest exemplu. Doamna Diana Șoșoacă ajunge acolo la Bruxelles, foarte probabil va ajunge. Pot să schimb perspectiva când zic, dar ce pot să schimbe 10 suveraniști? 10 suveraniști? Pentru că în acest moment suveraniști în România, cam atâtea locuri în Parlamentul European ar putea primi. 10, nu-i puțin.
ar putea schimba majoritatea. Ar putea schimba majoritatea. Ar putea reintroduce... În favoarea conservatorilor, spuneți. Da, în favoarea conservatorilor și a extremei dreaptă. A fasciștilor. Eu vreau să... Nu mai folosesc cuvintele eufemistice. Astea sunt cuvinte puternice, domnule Ștefănuț. Este fascism. Este fascism. Despre ce vorbim? Adică sunt oameni care umblă cu Zelea Codreanu pe tricou și că ce bine era. Păi ce dumneavoastră vă doriți să fie interzis dreptul la avort la femei? Să ne luăm poate și de evrei, de ce nu? Sau de romi, sau de maghiari. Adică noi, țesutul ăsta al țării să fie distrus prin ură. Eu nu-mi doresc anii 30. Chiar nu-mi doresc. Nu-mi doresc anii 30, nu-mi doresc pogrom. Noi am greșit că nu am educat populația asta suficient. N-am zis Zelea Codreanu egal pogrom, egal moarte pentru oameni. Da? Și acum revin aceste mituri și sunt din nou acceptate și e mare, mare păcat. Nu este ok. Deci 10 suveraniști n-ar fi deloc ok în România și de-aia și candidez. Pentru că candidatura mea este și o candidatură antifascistă. Eu sunt opusul acestor oameni. Dumneavoastră i-ați criticat acum în emisiune și pe cei de la PSD și cei de la PNL și AUR. Dar dacă ajungeți în Parlamentul European și veți face parte din familia verzilor, verzii cu cine vor vota noua majoritate și noua Comisie Europeană? Veți fi alături de PSD și de PNL. Verzii vor fi la guvernare în noua conjunctură europeană. Sunt convins de acest lucru. Vor fi la putere, dar nu la vor fi la guvernare. La putere, pentru că va trebui să se facă o alianță între forțele democratice. Vă ziceam însă că chiar dacă partidele noastre sunt cum sunt, marile familii politice sunt în mare ok. Familia socialistă este o familie progresistă în Parlamentul European. Deci vă întâlniți ideologic undeva. Că nu este în România așa, asta e altă mâncare de pește. Ultima întrebare. Ați legalizat cannabisul? Aici trebuie să începem prin a dezincrimina, pentru că nu este ok să avem 380, am impresia, de dosare penale deschise pentru deținere. Nu este ok. În acest moment, tinerii noștri sunt percepuți ca infractori, ca marea cauză și noi nu combatem ca lumea traficul de droguri. Păi cum e posibil ca în Constanța să nu se facă capturi de droguri? Pe unde intră drogurile în țara asta? Nu prin porturi, nu prin... Noi nu răspundem cum trebuie și mai este și o problemă intergenerațională, da? Părinții sunt furioși și eu înțeleg că sunt furioși și le e frică să-și lase copiii să meargă la o petrecere. În același timp nu vorbesc cu copiii. În același timp sănătatea mentală în România nu este decontată. Nu poți să te duci la psiholog să vorbești despre problemele tale. Și bineînțeles că tinerii ajung în tot felul de găști și consumă pentru că nu au și părinții vin cu hai să interzicem totul și este totul o mare dezastru pentru că interzicerea politică de până acum a statului român a dus la triplarea consumului și consumului mai ales de așa numite legale, de etnobotanice și de chimicale care sunt foarte, foarte dăunătoare sănătății. Deci ați legaliza puțin, câteva grame, să înțeleg. Eu cred că ar trebui să reglementăm cumva această situație și să începem un pic prin educare. Prin educare și prin dialog cu tinerii. Prin educare și prin dialog cu tinerii în orice moment. Pentru că acum ce se fac la nivel de județ sunt așa numitele atopuri, care sunt instituțiile de forță. Și ele vin și zic hai să facem o dezbatere cu tinerii. Credeți că tinerii vin? Pentru că în momentul acesta este penal dacă vin și recunosc că consumă droguri. Cum să vină să se întâlnească cu jandarmeria? Vine într-un fel, da. Trebuie să începem prin educație. Eu înțeleg, societatea este încă needucată, dar trebuie urgent să facem această discuție. Am ajuns la final, domnule Ștefănuț. Ultima rubrică, vă refer două variante de răspuns, să alegeți foarte scurt. Mașină electrică sau trotinetă? Trotinetă. Maia Sandu sau Laura Codruța Chioveși? Amândouă pentru funcțiile în care sunt. Dar dacă ar fi să alegeți una? Păi nu știu pentru ce aleg. Politică. Maia Sandu. Maia Sandu. PET sau sticlă? Sticlă, dar PET reciclat mai ales, pentru că în acest moment, și vă explic de ce, da. În acest moment îmbuteleatorii importă din Sri Lanka și din alte locuri masă nouă de plastic în fiecare an. România este un munte de plastic care crește an de an. Și care trebuie reciclat. Da, și care poate fi reciclat și îmbuteleatorii pot folosi material reciclat dacă tot folosesc PET. Lei sau euro? Pentru ce? Plata de zi cu zi. Lei, că sunt român. Lei. Păi și la Bruxelles plătiți cu lei? Bun, la Bruxelles jumate din săptămână, da, plătesc cu euro. București sau Sibiu? Să știți că iubesc Bucureștiul. Deși nu v-ați intersectat foarte mult cu Bucureștiul. Sunt un sibian mândru.
Iubesc, este orașul meu, mă simt cel mai mult acasă la Sibiu. Dar dacă mă întrebați câte oportunități există, în București există mai multe oportunități culturale. Maria Grapini sau Diana Șoșoacă? Aoleu, niciuna, deci pentru nimic, îmi pare rău. Deci răul cel mai mic care ar fi totuși? Cu Maria Grapini sunteți colegă în Parlamentul European. Nu, sincer, niciuna, chiar aș prefera să niciuna să nu fie. Varză de Bruxelles sau varză la Cluj? Varza la Cluj, îmi place foarte mult varza murată din Ardeal. Limba engleză sau limba germană? Germană. Germană? Da. Muzică populară sau muzică rock? Ai, ce întrebare, foarte grea. Sunt rocker la inimă și fac și dansuri populare din Ardeal, deci mi-e imposibil. Mă întreb între, nu știu, între mama și fratele meu, greu de ales. Ultima întrebare, Cătălin Drulă sau Dacian Cioloș? Florina Presadă. Florina Presadă, nu cred că mai știe lumea de Florina Presadă, a fost parlamentar USR în legislatura 2016-2020 și progresistă din tabăra dumneavoastră, să-i spunem. Domnule Ștefănu, îți mulțumesc mult pentru discuție și vă mai aștept aici la Prima TV. Atât pentru prima parte. După pauză, scriitorul Mircea Dinescu povestește traumele din armată. Rămâneți cu noi, revenim. Bun găsit din nou! Ce povești are scriitorul Mircea Dinescu cu Mioara Roman, Alex Ștefănescu și Dinu Seraru? Cei trei care au plecat recent dintre noi. Bine ați venit, domnule Dinescu! Cu cine vreți să începem? Bine, ai făcut un soi de zacuscă, așa, de, cu diferite... Asta e viața, dar mai ales moartea, roșii, ca să spunem așa. Da. Să nu-ți închipui că am fost amantul secret al Mioarei Roman. Puteam, nu închipuiam pe... N-am conversat mai mult de... un minut cu Mioara Roman, nu știu când, întâmplător. Când era Petre Roman premier, probabil. Cât era, nu. Ce zic, dacă era premier, mă duc la nevasta să vorbesc. Nu. Nu, credeam că nu, a făcut nu, un dineu ceva avut, și ați participat și pe asta. Erați șeful unui scriitorilor. Nicio, cu Petre Roman am fost de vreo două ori, era, îl tot invita pe Andrei Pleșu și Andrei cred că se plictisea să stea de vorbă numai așa și spunea, Mircea, vino și tu că... Cât era premier, nu? Cât era premier, da. O singură dată, până la Sinaia, cred că ne-a invitat. Dar încă, eu fiind invitat de Andrei, că spunea, băi, plictiseală mare. În fine. N-am ce să spun nimic despre Mioara Roman, săraca. Un caz destul de trist și dramatic, într-un fel. Ca sfârșit la azil, asta spuneți. Nu neapărat, că până la urmă, dacă te duci la un azil bun și ai relații bune cu cel de sus, te poți simți bine, știi, într-un azil. Nu neapărat... Părea a fi un azil destul de bun și de scurt. Da, deci la anumită vârstă, unde vreți? La discotecă să o interneze? Azil. E mentalitatea asta, că în România nu se practică. Păi pentru că sunt azilele groaze și sunt tot soi de bandiți băgați să ocupă cu chestiile astea. Cum ar veni de cu ajutorarea... E o afacere. Bătrân. E o afacere ordinară, în fine. Da. Și asta cu relația ei cu Petre Roman, fine, asta e, săracul Petrică a nimerit din lac în pus cu... A vrut el să aibă o șantăză. A avut parte. Nu, n-am. Deci cu Mioara Roman nu am. Cu Alex Ștefănescu, Alex Ștefănescu? Da. În schimb aveți ce Alex Ștefănescu, povestiți. Sunt foarte mândru că am fost prieten cu el, pentru că Alex Ștefănescu făcea parte din categoria celor scritori care iradia în jurul lui inteligență, farmec și un talent uriaș, pentru că el din generația veche, Manolescu și cu Eugen Simion erau cei doi critici mari. A apărut Alex Ștefănescu mai dezinvolt, într-un fel, cu un limbaj mai cu multă ironie, cu și un mare iubitor de literatură, știi? Când se întâmplă să fii mare critic și să nu fii iubitor, am auzit de un mare medic, zice: "Domnule, este un mare medic, dar nu prea iubește pacienții, știi?" Dar ce iubea? Ideea de medicină? Da, Alex Ștefănescu a iubit și pacienții, știi? Se entuziasma de poezie. Bine, el a scris la viața lui și poezii. Era să intre în pușcărie pentru o parodie în anii... Încoace, până anii 60, știi?
când securitatea încă veghea, știi? Și de asta n-a mai avut o carieră academică, am citit în unele medii. Da, pentru că a avut, i s-a pus o ștampilă așa pe el și stilul lui de a fi el era un om viu, un om încă o dată și sarcastic când trebuia și fermecător la fel. Când l-ați cunoscut, mai știți? Cum? Mai știți când l-ați cunoscut? Pă? Pe Alex Ștefănescu. Cum, sigur că da, îl știu din de când el a fost întâi la o revistă la Tomis, la Constanța, în tinerețe și era, cumpăram revista Tomis pentru cronicile lui Alex, care erau strălucitoare, știi? Pe urmă el a venit în București, a fost Nicolae Manulescu, cred că l-a dus la România Literară, a făcut o carieră strălucită, a scos o istorie a literaturii române care este una dintre cărțile care vor fi în bibliotecă și peste 100 de ani, ca să afli câte ceva. Pentru că el, ți-am spus, spre deosebire de cei doi mari critici care au fost profesori universitari, el era din zona mai liberă a oamenilor care nu stăteau cu costumul de academician când scriau cronici literare. Și atunci îți face plăcere să citești cronicile lui despre, de la Nichita Stănescu la un poet debutant sau despre prozatori, unde face și portretistică literară. Este un mare critic, este un critic uriaș, de care societatea românească și-a cam bătut joc în final, pentru că el era un scriitor atât de mare încât trebuia corpul lui depus la Ateneul Român să vină nu numai scriitorii și el avea și o rubrică la Trinitas, de exemplu, dar el și când vorbea despre chestiile sfinte, știi, avea o ironie și un farmec nemaipomenit, pentru că Dumnezeu nu e cum e el desenat așa schematic și Dumnezeu e totuși cea mai deștept om din univers, nu? Și care a avut și simțul umorului, zic eu, pentru că altfel nu făcea oameni, făcea numai animale. A încercat cu oameni, a dat greș, era prea la urmă, pentru că povestea cu Iisus e o... ce să mai... proiectul eșuat al lui Dumnezeu, da? Cu omul. Proiect de lume, da. Eșuat. Și de obicei e proiect de țară. Ca dovadă că secolul 21 ăsta pe care Malraux visa religios sau de nimic, s-a dovedit că nu e religios, este cumplit, de fapt. E un secol care începe absolut jalnic, da? Să stăm ani de zile cu teroarea unui celui de-al treilea război mondial, trebuie să fii imbecil să propui această chestie, să se umfle întreaga lume și Europa și de la niște politicieni mediocri, cum e președintele Americii, care și-au și interesele lor, nu știu ce. Eu nu-mi închipuiam să prind. M-am născut în perioada războiului rece, în anii 50, da? Acum 74 de ani. Dar credeam că s-a vindecat lumea de chestia asta, știi? Acum nu că e război rece, dar puțin fierbinte, cu ideea de a deveni foarte fierbinte. Păi, cum să-ți închipui că rușii care se luptă cu o țară vecină cu ei de 3 ani de zile și încă n-au izbândit, să înceapă un război, cum zic ăștia, știi, tot soiul de policieni europeni, rușii vor începe un război cu țările baltice, cu... Păi, în al doilea război mondial, săracii au fost ajutați de americani să se sfârșească războiul. Acum, ei sunt ajutați de americani să se prelungească războiul în Ucraina. A trebuit să insiste papa, să spună o chestie deșteaptă. Dom'le, negocierea nu este, este și o armă deșteaptă. Știi că te uiți la istoriile războaielor de-a lungul celor 3.000 de ani pe care le știm noi, s-au negociat și înfrângeri și victorii, știi? Totul se negociază, că de-aia are omul inteligență. Nu să o prelungești și să tragi o linie, pentru că se va trage o linie. Dacă se întrerupe astăzi războiul din Ucraina, da, prin negocieri, se va ști precis, nu cât spun ucrainienii, nici cât spun rușii, câți morți, câți răniți, câte distrugeri de cumplite, știi? Dar dacă tu mai prelungești un an, vei vedea că se vor dubla numărul morților. Pentru că
prostia pe care au făcut-o americanii cu rușii este următoarea. Rusia nu era niciodată pregătită să ducă un război de ăsta. Avea generale înăclăiți în grade și în bunăstare. Care au și murit în război. Așa, unii au murit, unii au fost căsăpiți chiar de Putin, așa. Care intră într-un război în care ei nu au drone. Îți dai seama, marea armată a Rusiei, care are în cosmos chestii, arme nucleare, are în fundul oceanului submarine atomice, n-a avut niște bâzâitoare de astea de care cu dronele astea și-au bătut joc în primul an ucrainienii de ei. Au fost un dezastru. Dar, din păcate pentru Ucraina și pentru restul țărilor din NATO, între timp rușii și-au făcut, și-au făcut fabrici de drone. Pentru că rușii aveau, când era Uniunea Sovietică, Rusia a avut savant de au făcut aceste arme nucleare și s-au dus în cosmos, erau orășele închise, pline cu savanți care au plătiți, aveau tot de mâncare, de băuture, nici nu puteai să pătrunde aia. Inteligența lor a contribuit la marile armamentul ăsta și la chestia cosmică. În schimb, n-au fost pregătiți de niște băieți tineri de-aștia care făceau, să jucau cu dronele, înțelegi? Este o mentalitate nouă a acestui război, da? Asta cu dronele. De-aia e tot timpul amenință cu arma nucleară, pentru că dacă îți dai seama, Rusia dacă ar pierde, nu ar pierde, că în final ar da. Vă așteptați ca Putin să dea să distrugă o țară, să-și distrugă ăștia carierele. Păi mai bine mor și decât să au orgoliile astea nesăbuite, nebune, știi? Da. E bună. Dar e de o parte orgoliu actorului care e președintele Ucrainei, care i-a răspuns și papei. Și destul de obraznic, după părerea mea, știi? Putea să fie mai temperat și să înțeleagă că era un sfat al unui înțelept de la Vatican, știi? Crezi că așa se va termina lumea cu o bombă atomică? Eu nu cred că se va da. Eu cred că, mai ales dacă este Trump, chestii se termină. Așa. Deci dacă este Trump președintele Americii, spuneți că se termină războiul. Se termină războiul, asta e clar. Știi? Trump începuse. Eu am fost sceptic când a apărut Trump, pentru că părea și ușor nebun și șmecher, o combinație. Cabotin, și da. Cu Cabotin, cu averele lui, în fine, Ori el a început o chestie foarte interesantă. S-a întâlnit cu președintele Coreei. A stat de vorbă cu ăla. Kim Jong-un. L-a gâdilat în cap, la nu știu ce. S-a întâlnit cu Putin. Nu? S-a întâlnit cu tot soiul de... Deci ducea o politică, s-a întâlnit și cu Iohannis. L-a scărpinat în cap, i-a pus o șapcă în cap și a luat 3 miliarde de euro ca să-i dea niște avioane ruginite, da? Deci era un jucatare, știi? Ăsta, bătrânul președinte Biden. American, n-a făcut încă o dată, în 3 ani de zile, a reușit să-l facă pe Putin să se împrietinească cu chinezii, cu care nu era cea mai mare dragoste, cu China, cu Iranul, cu Coreea de Nord, cu Africa de Sud. Plus ce mai are pe acolo, până Africa, până țării care îi simpatizează, nu știu. A făcut o cooperativă foarte tare din punct de vedere militar. Așa. A reușit pe Putin să-și radă oligarhii care toți s-au tulit-o, dar le-a luat fabricuțele înapoi, pe care ăștia l-au ciordit pe vremea crizei URSS-ului, și-a ras generalii care au furau corupt și nu știu ce, știi? Și a reușit după 2 ani de zile să arate Rusia mai bine decât am văzut niște imagini. Știi, un tânăr de ăsta care face pe internet chestii, cum arată piețele din Rusia, de altfel și piețele din Ucraina. O piață din capitala Ucrainei, acum că noi vedem, arată mult mai tare decât piața Obor din București. Cu ce produse se găsesc acolo. Este un paradox al acestei lumi, în fine. Dar... Părerea mea este că aici lipsa de flera a celor care conduc Europa,
scară niște personaje jalnice, cum e președintele Franței. Eu mi-am amintesc cum a venit președintele Franței umil la Putin și l-a ținut la masa aia lungă. Eu mă ridicam în locul lui. Ce stai, nene, la 10 metri? Ce, îți dau tuse convulsivă? Eu știu că negocierile se fac așa, vis-a-vis, bei un pahar, nu, l-a ținut acolo, nu știu ce. Ăsta a fost drăguț cu el, Macron. Și dintr-o dată, țânțarul Anofel s-a trezit elefant. A zis, gata, trimitem trupe. Trupe, păi, da. Tâmpitule, trupe în, ce în faci? Războiul din Ucraina. Deschizi poarta infernului, că asta este, da? Ori, nu mai vorbesc de cucoanele alea care s-au îmbogățit pe vremea pandemiei, asta cum o cheamă? Ursula von der Leyen. Von der Leyen, doamna von der Leyen, bărbasul era băgat cu firmele Pfizer, alea. Pfizer, da. Dar au luat miliarde, nu? Ăștia noștri fură milioane. Ăștia de la Bruxelles au furat miliarde, da? Și-au băgat și spaima în omenire, odată cu... De-aia le-a plăcut, că ei pe spaima omenirii s-au îmbogățit. Odată cu asta, cu Lilia, cu pandemia de coronavirus, i-a ajutat și acum foametea Ucrainei, aiurea foamete, că încă o dată e mai mare foamete în Bulgaria, în România, decât în Ucraina la ora asta. Pe bune, deci... M-am dus ieri să iau, voiam să fac o repetiție de mucenici, așa, mie îmi plac mucenicii, dar nu ăia moldoveni, ci aia cu înzeamă, cu înzeamă, că există cu nucă, disputa pisată, asta, da. Dintre covrici și zeamă. Și eu nucă aia care era, inițial era nucă românească. Când mă uit unde? Din Ucraina. Acum mă gândesc dacă nu-i contaminată cu coanele astea de la Bruxelles, care sunt jalnice. Vor să interzică vacile din Olanda, că își dau aere de astea care conțin bioxid de carbon. Poluează, și să lărgește gaura aia de ozon din cosmos. Interzic căluții de lemn. Băi, căluții de lemn care au intrat în mitologie de acum 300-400 de ani, cred că și pe vremea lui Shakespeare existau, da? Unde bucuria copiilor, nu, că influențează negativ copiii. Auzi, mă, căluțul de lemn e așa. La Bruxelles am și scris o poezie, îmi pare rău că nu am aici, știi, pe Facebook la mine, să o citești. O căutăm acum. Da. Cum se numește? Cred că este Balada căluților de lemn, cred Balada că se cheamă, da. Cum e posibil așa, știi, să vii cu asemenea prostii, înțelegi? Să omori vacile din Olanda, căluții de lemn de la Bruxelles și din alte locuri, știi? Și în schimb să încurajezi războiul, știi? Sunt fericite, că de necrezut, știi? Și a trebuit să vină papa, zice, bă, negociat, mă, băieți, că s-a negociat și când au venit la Roma, când au ajuns hunii la porțile Romei și să facă, au ieșit preoții, să știi, au discutat cu ăsta, cum îl cheamă, comandantul, care a și murit în 3 zile, că era îndrăgostit, era înamorat, nu prea mai avea chef de bătaie. Antonios? Nu, mă, era al cu ăștia, cu venit din stepele calmuce. Genghis Khan? Genghis Khan, nu? Genghis Khan sau ăla la altul? Mai era unul de-al lor puternic. Îmi pare rău că am acum o... Și a negociat. Le-am dat niște anunțe și au intrat în Roma, m-au lăsat orașul. Deci până negocierea e o armă. Da. Și nu o armă negativă. Ce se va întâmpla? Va mai dura un an în... Vor pisa ăștia cu bombe și mai mari și mai mari, vor muri și ruși încă 200 de mii, încă 100 de mii de ucraineni și tragi linia și vezi că orice zi este sinistră pentru acest război. Lăsând deoparte povestea cu că au reușit, mă gândeam Macron ăsta care vrea să trimite trupe, eu cred că el se gândea să trimită fermierii francezi, să-i trimită în Ucraina, care l-au huiduit, înțelegi? Tot ne patetizăm cu fermierul. Nu există fermier ucrainian. La ora asta, 1 milion de hectare de pământ aparțin americanilor. Există firme, Cargill-ul și nu știu astea, marile firme, înțelegi, care iau tot grâul ăsta și tot ce boabă este, nu e amărâtului de fermier ucrainian. Este un... În fine,
Mari corporații. Marile corporații, da. Păi sunt și la noi. La noi sunt, noi avem amărâs ucrainieni fermieri, pentru că ce am văzut noi în stradă, sunt niște mici fermieri, au 100 de hectare, și-au cumpărat un tractor, au luat de la bancă, nu știu, dar pe criza asta nu dau faliment, că i-au deplătit lunar la bancă, da, bani. N-au reușit să-și vândă grâu, n-au reușit să-și cumpere îngrășăminte, n-au reușit să se încoțopenească, cum e dacă grâu a ajuns la jumătate de preț de cât era acum un an, să zicem, sau două, treimi. E reală, este un dezastru. Și eu nu l-am auzit niciodată pe Iohannis lăcrimând de mila fermierilor români. Tot timpul el lăcrimează de mila fermierilor ucrainieni. Înțelegi? Au lăsat chestia cu canalul Băstroie, l-a lăsat mort. E o problemă și se va vedea la vară cu nivelul apei. Nu. N-are... Nu mai avem încă o dată nici repere morale, nici politicieni. Și nici politicieni pe care să-i auzi, să stai înlemnit, domnule, uite ce discurs are politicianul cu tare, știi? Și în acest context, sigur că vine AUR cu chestiile lor patriotarde și cu lozincile lor și cu naționalismul și se duc până la românii transfugi și conving pe aia și o să vezi la alegerile astea europarlamentare, cred că AUR iese pe primul loc. Pe primul loc nu prea are cum să iasă, că e listă comună PSD-PNL. Ăștia împreună fac aproape 50% sau cel puțin asta speră, nu știu, peste 40%. Eu cred că dar AUR e foarte posibil să iasă pe locul 2, peste 20%. Pe locul 2 iese liniștit. În fine. Bun, ne întoarcem la lumea scriitoricească. A murit și Dinu Săraru, domnule Dinescu. Da, aici e un caz foarte interesant, pentru că... Bănesc că l-ați cunoscut pe Dinu Săraru. L-am cunoscut pe Dinu Săraru, da. El era activist de partid. Făcea parte... În ce sens activist de partid? Între scriitorii români erau și activiști de partid care s-au apucat de scris la un moment dat. Dumitru Popescu, de exemplu, care era secretarul propaganda. Adică Dumnezeu, devenit... de Dumnezeu ziceți. Dumnezeu, Dumitru Popescu, Dumnezeu, da. Pentru că el asta se dădea mare, știi, era numărul 3 în partid sau 2 al Luneanicu, știi? Și putea cenzura orice. Crea poezii, nu că erau alții care cenzurau, da. Era... Și aia ar deveni să le scriitori, știi? Inclusiv securiștii care se ocupau de unii scriitori, la un moment dat au devenit poeți, unii au fost dați afară, că au scos prea multe cărți de versuri, știi? Și școala de literatură, aia, da. De la securitate. Da, da. Deci, Săraru a apărut, avea o biografie ciudată, din câte știu eu. În tinerețe a fost pe la... paznic de închisoare, cât era tânăr, a păzit pe ăștia, pe țărăniști, să nu fugă până sârma ghimpată. Pe urmă, cred că au participat la colectivizare, cum se întâmplă așa, bun. Și a început să scrie articole omagiale. Asta era totuși principala lor menire. Pe urmă, la bătrânețe, a început să scrie și eu carte de proză, a venit la teatru mic unde, el fiind în Rații Bune, fiind membru în Comitetul Central, era membru în Comitetul Central și prieten cu activiștii, mai lăsa câte o scenă cu Iisus răstignit în Bulgacov pe niște sfori. Mamă, ce curaj, știi? Adică, și s-a încoțopenit ideea că e și el scriitor. A scris celebra carte Niște țărani. Niște țărani, da, dar dacă nu, v-a plăcut? Nu se poate citi, nu. nu se poate citi. Păi bune, deci scriitor, băi, nu te poate face nici Partidul Comunist dacă nu ești tu din naștere scriitor, știi? Ai văzut tu el a fost la teatru, spre deosebire de Alex, care a fost dus direct într-o capelă de la Belu. Păi Alex trebuia să fie, eu aș fi făcut doliu național. Da, n-au vrut să-l primească sicriul nici la Teatrul Național. Sau da, nu, sunt niște lepre. Păi da, încă o dată, despre el a vorbit și Ion Iliescu, a spus Săraru, da, a scris, rămâne, a revenit, este Ion Iliescu nemuritor. Du-te, măi, Iliescu, că va ajunge cu tine de mână în infern acolo. Da. Cât eram pe 22 decembrie la televizor, a venit unul și a spus, Dumnezeu, l-am văzut pe Dinu Săraru în salopetă, nu știu, cu niște oameni cu arme, știi? Dar eu nu am dat atenție chestia asta. Și, până, nu știu, asta trebuie verificat.
inclusiv un nepot de-a lui, dacă ți amintești, un nepoțel de ăsta a avut o revelație cu bunicul lui după 89 și s-a indignat, a făcut am căutat, dar n-am găsit acest articol. Știu că mi-a spus nu știu, el, da. A fost un copilul care spune adevărul, știi, regele e gol, știi? Nu știu ce face acel nepot, dar mi-a plăcut și că a luat atitudine. Pentru că, bă, nu pot să uiți că totuși ăștia au construit cultul lui Ceaușescu. Dinu Săraru făcea parte din echipa, știi, cu geniul Carpaților, cu Elena. Lăudători. Cu... Da, asta este. După Revoluție l-a fost apropiat de Ion Iliescu, nu? Bănesc. Evident, da. Evident. Și, păi a primit Steaua României, tipul că am primit-o eu, că am avut curajul să vorbesc despre chestia sinistră din, pe vremea lui Neanicu, da? Că trăia Ceaușescu, am scris chestia aia. Crezi că m-a chemat Iliescu, ia mă Mircea și tu, că ai anunțat Revoluția și ai ieșit lumea în stradă și inclusiv eu am ieșit când te-am văzut pe tine la televizor. Ești tu Steaua României, să ți-o scuip în piept. Nu m-am lăsat nici scuipat, nici el nu a vrut să... Poate că m-ar fi scuipat, că la un moment dat despre mine că am ajuns moșier și au preluat și alte jigodii, da. Bun. Vedem că Ion Iliescu s-a întors totuși în viața publică. Ați văzut, acordat și un interviu pentru Ionuț Vulpescu, mă rog, un podcast. Da, da. I-am auzit vocea lui Ion Iliescu. Pare verde în continuare. Păi am spus, Iliescu o să ne îngroape pe unul. Poate trăiește vreo 200 de ani, să prindă și comunismul. Că după cum merg lucrurile în lume... Care? Comunismul de post-capitalist, nu? Post-capitalist, da. S-ar putea să vină băieții ăștia de la filozofie mai deștept și să facă o nouă formă de comunism. Au mai fost, au mai iluzionat intelectual la începutul mișcării, dar toți au fost căsăpiți și în Rusia și în alte părți, dacă ți amintești, nu? Cu Trotsky și cu... Și inclusiv Lenin era o minte strălucită. Da, un intelectual. Bine, eu tot explic cum Buharin se, se explică de ăștia au făcut comunism. Păi se explică felul următor, că Lenin avea un frate pe care țarul l-a împușcat în piața publică, care a conspirat împotriva țarului, da? Și când cineva ți omoare fratele, visezi și tu să-l omori pe ăla, da? Instinctul de criminal pozitiv, cum ar veni, se dezvoltă în tine. Da. Apropo de ruși, v-au impresionat imaginile de la mormântarea lui Navalnei? Acei oameni care au stat da, la coadă? Da, a fost... aici cred că n-au jucat bine cei de la propaganda lui Putin. Trebuia lăsat, domnule, asta este un personaj în lumea, nu ești iubit de toată lumea, deși el este iubit de 80% din popor. Dar n-aia 20% care nu votează cu tine... Există inși capabil să-și dea viața, să nu te mai vadă, știi? Lasă-i să-și plângă eroul, că Navalny a fost un erou, în ciuda biografiei lui, ciudate, că el a fost naționalist, cred că și împotriva ucrainienilor a mărit. Atunci când rușii au intrat în Crimea și au luat Crimea, el n-a fost unul dintre critici. Da, da, cred că i-a plăcut. Mai degrabă... Mai ca Rusia, da. Era și el pe chestia asta, în fine. Bun, trebuie să te agăți de ceva și oricând o victimă este, știi, este urmată de cei care tac și capătă prilejul de a vocifera în stradă, știi? Da. Nu, n-am știut cum să... cred că a greșit aici Putin, că dacă lăsa liber... să plece, deși el s-a întors și el știa ce îi se va întâmpla, știi? Dar știi cum e erou, nu se lasă până... Dacă ar fi rămas în străinătate, sigur, da. Și-ar fi salvat viața, dar nu mai avea acest statut. E, aici e problema, știi? Ce ați fi ales în locul lui Navalny? Cum? Ce ați fi ales în locul lui Navalny? Să rămâneți în străinătate sau să votați? Aș fi vrut să văd un Navalny viu și inteligent care să... A, decât un Navalny mort, o victimă. În locul unei victime, aș fi vrut încă o dată. Un Navalny viu care poate să, slavă Domnului, plină lumea și de transfugi ruși și de, nu mai vorbesc de transfugi ucrainieni, așa. Între un cadavru și un om viu, prefer omul viu, iartă-mă. Dar credeți că se mai pune în discuție puterea lui Vladimir Putin în acest moment? Nu, nici de cum. Pentru următorii ani, că sigur, acum nu. La alegeri deci va Putin, fi... Deci
cu aceste, încă o dată, acum victorii din Ucraina și probabil va plusa cu chestia aia, va ieși tot așa. Da, el are o victorie asigurată. Da, are victorie asigurată. Sigur că e un paria la nivel mondial, că nu mai e voie să mai intri nicio țară din lume, știi? Aproape nicio țară din lume. Cele semnatare ale acordului de la Haga, importante, occidentale, da. Știi? Dar cred că odată cu Trump se vor lămuri, știi? Că cu ce e mai bun când vezi că ucrainienii omoară un soldat rus care se ascunde într-o gaură decât că omoară rușii un soldat. Sigur, ei sunt criminali care au vis să-și revendice teritorii, dar e foarte complicată povestea, știi, lui. Eu tot spun de primarul din Kiev, Klitschko. Boxerul, da, cu pricina a cărui mamă e rusoaică. E foarte greu să spui că acolo se luptă două nații care nu, e luptă, în fine, e fanatism și de o parte și de alta și evident că Rusia a plătit cu sutele de mii de acele mame, fi sigur că nu îl iubesc pe Putin, știi? Oricât ai zice că i-a omorât ucrainienii, dar cine i-a trimis la moarte? Putin i-a trimis. E o criză de lideri politici la nivel mondial, dacă ne uităm uriașă, și cei în America. După părerea mea. Deci nu mai vezi oameni care, încă o dată, să aibă un destin de oameni politici. Ăștia n-au niciun destin. Mă refer la liderii europeni, în primul rând. Știi? Foarte curios de ce nu au apărut. Că totuși în al doilea război mondial au apărut mari lideri. Au fost și în Anglia, și în Franța, și în Statele Unite, și în țările mai mici din Europa, știi? E o criză, știi, și o... Știi, eu știu cum văd, e... Ți-amintești hamsterul cum stă într-o cușcă rotiță, de-asta, da. Și fuge continuu, știi? Cam asta se întâmplă în politica europeană. Plin de hamster, de ăștia care... se învârt în cutia aia, știi? Nimeni n-are curajul să rupă pisica, știi? Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la o discuție despre Ion Iliescu. Ne întoarcem! Ne-am întors. Domnule Dinescu, este o glumă pe internet care circulă. Speranța de viață moare penultimă. În legătură cu Ion Iliescu și Ion Iliescu s-a amuzat de această glumă în interviul pentru Ionuț Vulpescu. Păi de atâta vreme cât ești în viață, te amuzi. Că moartea nu se știe, știi, la cine vine mai devreme. La ăla care a făcut gluma, știi, poate. Eu mă așteptam ca el să fie mai tulburat, totuși. Că l-am văzut senin și cu-și dă cu părerea și despre Săraru, că e nemuritor. Doamne, perește. A creat instituții de cultură. Da. Ce instituții de cultură? Teatru mic. Alea... A condus și Teatrul Național la un moment dat. Cine? Ghinu Săraru. Păi, dar nu a creat el, mă. Teatru mic era un teatru cu mari actori. Uite, a murit, cine, cred, Mitică Popescu. Da, a murit anii trecuți, cu 2 ani. N-a fost făcut nici el, cred că n-a fost depus la Ateneul Român și nici în film. Mare actor, da, de care vor rămâne în memoria colectivă, știi, ca mare actori. Teatrul mic era un teatru, dar începuse ideologia și să nu mai... Era greu să mai reziști ca scriitor, că de-aia mi-i zbucnit și eu pe vremea aia. La Teatrul Național a venit cu chestii de-astea, tot cu patriotisme, cu Ștefan cel Mare, cu jucat de altfel de un actor destul de mediocru, nu mai știu cum îl cheamă. Ce-a făcut? Adică... Eusebiu Ștefănescu are sau nu? Cum? Nu. El nu era. Eusebiu Ștefănescu nu era un actor mediocru. Nu, era. Nu, dar nu mai știam cine a jucat. Da. Era un actor foarte bun. Nu, am uitat cum îl cheamă. N-are. Cred că era un actor care... pe vremea când a venit Ion Iliescu la putere, nu s-a lăsat până n-a fost de Ziua Unirii întâi până la Iași de Alexandru Ioan Cuza. Și ăsta juca rolul lui Alexandru Ioan Cuza și l-a întâmpinat pe Ion Iliescu, cu sceptru, i-a pupat mâna, nu știu ce, da. Boala
domnitorilor, președinților români, știi? Adică se simte domnitor. Nu chiar ca pe vremea lui Ceaușescu, când și el era salutat de domnitor pe stadionul 23 august, Iliescu a fost salutat de Cuza la Iași, în 91, cred că. Deci, dumneavoastră nu sunteți adeptul zicalei despre morți numai de bine, bag seama. Păi nu ai cum, iartă-mă, este o mare tristețe și de ce despre morți numai de bine? Adică, ticăloșia mortului pe vremea când era în viață nu trebuie uitată, știi? Asta e o mare prostie, știi? Da, dar la noi vedem, se șterge trecutul imediat. Desfințesc cărțile de istorie adevărată, nu la noi, că nu se, la noi nu se scrie istorie, se scrie baza conei și nu știu ce. Dar eu mă uit și filmele care se fac despre regii Angliei sunt absolut tulburătoare. Înțelegi? La noi toți sunt sfinți. Ștefan cel Mare, care nu era de ajuns, că a fost unul dintre marile figuri ale istoriei mondiale, că s-a luptat cu turcii și i-a învins de câteva ori, sau Mircea cel Bătrân, nu prea a făcut sfânt, pentru că avea păcatul, era, cum spune cronicarul, curvariu, era curvariu. Degrabă vărsătorul de sânge nevinovat. Degrabă vărsătorul de sânge nevinovat. De ce? Asta cu curvarea ați adăugat-o dumneavoastră. Nu, era scrie că era și curvar. Că a făcut copii pe toate dealurile alea ale Moldovei. Și a omorât acel copil care a tras cu arcul și că voia să facă o cetate, o mănăstire, nu știu, și un copil de casă, ăsta, banca a zburit mai mult. Și când a scos sabia și i-a tăiat capul de față cu toată lumea. Lasă-l viteaz, lasă-l mare. Dar lasă-l în istorie, nu-l duce în biserică. Nu-l duce în biserică, știi, pe tăietorul de capete, știi? De ce? Ca să ne... Noi am stilul ăsta, să uităm tot și când e vorba de a murit, da... N-ați văzut asta și la Bălăceanu Stolnici, la Mircea Ionescu Chintus? Groaznic! Deci și Bălăceanu Stolnici, și Mircea Ionescu Chintus, care a fost doi mari turnători intelectuali de care ți-e cam jenă, știi, să vorbești. Dacă le citești dosarele de la Securitate, știi, pe care eu le-am văzut, au primit de la Iohannis Steaua României, cea mai mare, înțelegi? Liberalii i-au făcut președinte de onoare după ce s-a dat în vileag toată... Și acum, mai s-a băgat oamenii în pușcărie, înțelegi? Domnul epigramistul săracul Chintus a omorât, că de aici el a cochetat cu Securitatea, că el putea fi băgat la pușcărie, nu pentru că a fost băgat puțin până 58, după ce a turnat colegi că pipigrami și nu știu ce. El, când a intrat armata română în Basarabia, a fost prin, am mai povestit, că eu știu de la un bătrân domn care a fost cu el în coleg de ofițer, știi? A fost prinsă o fată de 15-15 ani cu mâncare, care mergea în pădure să ducă mâncare la partizan, știi? Mm-hmm. Și conform legilor războiilor nu era că executată. A fost dusă la comandament și comandantul ăla idiot, ăla criminal, a spus, dom'le, împușcați-o. Și soldații români, băieții ăia tineri așa, 7 câți erau sau 10, au refuzat să tragă. Ăștia au fost dezarmați și deferiți curții marțiale. Și atunci comandantul a spus, care dintre tineri și bravii noștri ofițeri se oferă să o execute? Și epigramistul, tânărul epigramist Chintus, s-a dus și a tras un glonț în cap unei fătuci de... Asta e crimă de război. Că crimă de război nu e aia în care tu stai într-un tranșei și ăla altul trage, asta este războiul. Dar în clipa în care tu cu mâna ta omori o copilă, înțelegi, da, de 15 ani, este crimă de război, știi? În fine, e chestie sinistră și atunci acești oameni care au rezistat, pentru mine a fost uluitor. Cu câtă seninitate apărea Chintus la trezor, exact. Cu câtă seninitate apărea și marele Bălăceanu Stolnic. Și dădeau lecții, ba chiar lecții de moralitate. Era maestră, savant și... Exact. Au fost niște jigodii sinistre cât au trăit, au băgat oameni în pușcărie,
s-au dus, erau trimiși în străinătate să dea în gât masonii și, înțelegi, și le făcea schemele caselor pe unde poate să intre securitatea. S-a întâmplat caz concret cu Vlad Georgescu, care era șeful Europei Libere. Ceva sinistru, au fost niște personaje sinistre. De ce să vin eu că au murit? Ce oameni blânzi, niște zei. N-au fost, domnule, zei. Au fost cumpliți, știi? Da. Acum stau în infern, în pat cu sărarul, stau toți. Credeți? Da. Și îl așteaptă și pe Ion Iliescu, nemuritorul, știi? Poate sunt într-o grădină verde, înconjurați de flori și de fructe. Nu. N-aveți această imagine. Nu, i-am spus odată, chiar pe vremea acum, Dumnezeu are mâini apolitice de muzician. Dar nu el, acolo, nu Dumnezeu, are angajații lui la catastif. Dar catastiful i-are bifați acolo și se ocupă. Îngerea sunt. Ați văzut, domnule Dinescu, că revista pe care ați patronat-o la un moment dat, Dilema Veche, s-a întors cumva la origini și a schimbat numele în Dilema. Da. Păi, apropo de Ion Iliescu, care avea un institut, o instituție culturală. Fundația culturală condusă de Bietu Buzura, știi? Da. Dar deci, de ce ziceți Bietu Buzura? Că a fost și el unul dintre marii... Am murit. Bietu, zic așa, da. Dacă vrei, și în ghilimele, că a dus-o bine și înainte și după, știi? Dar ca scriitor îl apreciați? Ca scriitor el nu era o mediocritate, dar era stufos așa, nu m-am omorât niciodată după romanele lui. Nu. Dar nu poate fi comparat cu Dinu Săraru, spre exemplu, asta spuneți. Nu e mai bun ca Dinu Săraru, evident, da. Nu, el era un scriitor. Da, apropo de niște țărani, de ce nu v-a plăcut cartea? Că e elogiat acum, peste tot. Păi, dar e o carte mediocră. Personaje, cum descrie el când, comunismul, știi? Colectivizarea. Colectivizarea cu activiști ăștia care se sacrifică. Și e ceva sinistru. Bine, nu? Maculatură se cheamă chestia asta, știi? Pă bune. Dar stilul nostru, mă, la noi aici, știi cum e chestia... Gândește-te că și pe vremea lui Hitler au fost scritori care au elogiat la Hitler. Ce ar fi fost ca ăștia după război să fie mormântați cu onor? Nu se uită. Militară. Francezii au prins, iarăși nu mi-amintesc numele, un poet clasic care la Revoluția de la 48 își turna colegii de baricadă. Înțeles? Stătea la cârjmă și făcea note. Intrat în manualul de literatură franceză și bă... Până anul, cred că acum vreo 25 de ani, a fost descoperit în arhivele poliției secrete de atunci, că ăștia păstrează, i-au găsit turnătorii lui. Și ce au făcut francezii? L-au scos din manual părăposat, fără milă. Și numai în manualul de literatură franceză, fiindcă a fost informator ordinar. Ori la noi, încă o dată, devii încă o dată mari informatori, nu numai că nu sunt scoși din... Sunt elogiați, sunt făcuți președinți de onoare ai liberalismului, sunt decorați de Iohannes cu cea mai mare decorație, cu putință. Sunt îngropați cu salve de tun. Salve de tun, săracii de ei, știi? Da, dar ei nu știau că cum să termină ceremonia, acolo îi așteaptă alții. Alte salve. Iau la ochi alții. Cum credeți că va arăta România la moartea lui Ion Iliescu? Da, nu-mi dau seama în ce măsură își vor permite să... Deși el e un personaj istoric, el, care și-a ratat cariera, după părerea mea, că el... Ce putea face? Cum? Din ce sens și-a ratat cariera? A fost președintele țării 10 ani. A fost președintele țării și a fost primul președinte al României. El a fost cinstit un sfert de oră când a apărut la televizor, după mine la vreo oră ceva... Înțeleg când a văzut că nu ne omoară ăștia, așa, au venit și el la televizor. Așa. Și el a spus acea frază celebră. Nicolae Ceaușescu a întinat nobilele idealuri ale comunismului. Da? Ale comunismului, da? El a visat că o să fie președintele României socialiste. Cum era și programa de altfel așa de
se vorbea și în Occident că, bă, după Ceaușescu e un activist mai luminat care merge la teatru, la balet, la nu știu ce, știi, care a fost dat la munca de jos la o editură după ce a avut funcții mari de șef al propagandei, da? Secretar cu propaganda al Partidului Comunist Român, asta era el în 1970, da? E, și ajunsese la cea mai prăpătită editură, editura tehnică. Bun, la care venea, apropo, de cât tâmpițe și agare. Și acum, ăștia din urmă, oameni, a complotat Iliescu și... Eu mi-aș scoate pălăria pe care nu am la mine, dacă Ion Iliescu cu încă câțiva activiști au dat lovitura împotriva lui Ceaușescu și au instaurat capitalismul în România. Nu e adevărat. Deci când venea Iliescu la editură, eu am văzut cu ochii mei, datorită lui domnul Coșgheța, prietenul meu, care era directorul editurii Criterion, în 1985, cred, stăteam de vorbă cu domnul Coșgheța în fața casei scânteii pe lateral, așa, și domnul Coșgheța zice, Mircea, fii atent acum, ce la mașinile astea care vin. Și trece o Dacie de culoare maro, cu un domn cu pălărie și cu șofer, și în urma ei, la câțiva metri, o Dacie neagră, cu 5 băieți. Deci, fii atent, este Ion Iliescu care se duce la lucru, are intrarea aia, și cu securiștii care vin după el, că nu era garda la pretoriană vedere, care era, să vadă că este urmărit. Deci el a trăit cu spaima morții cât a trăit în ultimii ani de viață. Am ajuns la final, domnule Dinescu, dar reluăm discuția săptămâna viitoare. Atât pentru astăzi, ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic. Program disponibil pe primaplay.ro.